În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cu darul lui Dumnezeu, pentru că suntem în ultima zi a lui septembrie, cum s-ar spune, am terminat deja un început de lună de toamnă, intrăm la 1 octombrie, numită Sărbătoare și Acoperământul Maicii Domnului. Unii știu de ea, unii nu știu de ea. Unii o cinstesc, unii nu o cinstesc, nu pe Maica Domnului, sărbătoarea. Deseori pică în cursul săptămânii, deseori pică sau lumea e la servici, dar noi trebuie să știm un singur lucru. La rădăcina sărbătorii stau două lucruri simple. Andrei cel Nebun pentru Hristos, când era în Vlahernie la biserică și se ruga, a văzut pe Maica Domnului cum din văzduh stătea cu omoforul întins peste lume și ocrotea poporul care era în biserică. Lucrul acesta l-avem și noi în lumea noastră obișnuită. Prin anii 60 sau 50, când frații părintelui Cleopa erau vețuitori la Sihăstria și Sihăstria era o adevărată Sihăstrie, adică era o isihie, se ajungea numai cu carul, cu boi, nu era lumină electrică, nu era ca acum, modern, cu oameni, cu îngrămădeală și călugări erau ei singuri izolați acolo. De atunci s-a și stabilit și a și rămas ca hotărâre a obștii mănăstirii și a Consiliului Duhovnicesc. Fratele Vasile, unul din călugării respectiv de acolo, care era rasofor, este dus, că era bolnăvior, și pus pe o laiță să asculte slujba bisericii. Și cum stătea acolo la slujbă și se cântau la fiecare, la stihoavnă, la litie, la canoane, la laudi, este și o slavă a Maicii Domnului. El la un moment dat vede cum deasupra mănăstirii apare Maica Domnului cu acoperământul și spune: Maica Domnului, Maica Domnului, veniți că ne salvează. El la trei zile a și murit, că Maica Domnului a spus, la trei zile vin să te iau. Și de atunci, mănăstirea Sihăstria, în fiecare marțea, spre miercurea seara, pune slujba Sfântului Acoperământ sau privegherea Acoperământului Maicii Domnului pentru primejdii. De aceea, în momentul când citiți Acoperământul Maicii Domnului, aveți acoperire de orice fel de primejdii. Dacă e o boală grea, dacă e un necaz, dacă e o nenorocire, chiar și la nenorocirile astea sociale și politice, dacă toți ne-am rugat cu Acoperământul Maicii Domnului, Dumnezeu ar mai curăța câte un gunoi care stă în calea normalității. Nu trebuie noi să ne rugăm de moartea cuiva, asta e treaba lui Dumnezeu. El sădește, El răsădește, El plivește, El secere, El, cum spune, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Dar pentru că oamenii au uitat puterea rugăciunii, spunem psaltirea lui David, toți s-au abătut, netrebniți s-au făcut, nu vrea să facă bine, nu vrea până la unul. Spune la un moment dat, iarăși în Catisma 17, în Psalmul 117, vremea este să lucreze. Domnul cu oamenii au stricat legea ta. Adică oamenii și-au făcut legi după voia lor. Mai bine să înjură, mai bine să bârfesc, mai bine să ucid, mai bine să judecă, mai bine să divorțează, mai bine își dau un cap, mai bine se fură. Deci ei, oamenii, nu se simt bine când armonia este în ograda lor, pentru că una din zicalii populare spune așa: dragostea și cu frăția mult întrece bogăția. Dacă omul ar avea puțină, inteligență sau ar avea puțină logică, ceea ce lipsește în masă câteodată, ar gândi un pic chibzuit. De exemplu, dacă într-o zi s-a stâns lumina, nu mai avem lumină. Doar cei ce au stat 400 de ani la întuneric, cu opaițul și cu lampa, au murit? N-au murit. Lumina e din 60-70. Cel ce a scos România din evul mediu și a pus electrificare a fost Ceaușescu, care noi l-am omorât ca drept răsplată, să fim siguri că am scăpat de el. Dacă nu este într-o zi apă, nu mai este apă. Dacă încăra femeia cu ciutura, cu ciubărul în spate, cu cobilița, cu o găleată dinainte, dinapoi, de la fântâna din mijlocul satului, care adăpa jumătate de sat. O mai murit femeile, nu? O pus ciubărul cu apă în mijlocul căsă, o turnat apă caldă, o băga copchii pe rând și o spăla, la urmă să spăla și ea pichișoare, clătea țoalele de la ușă să n-aibă praf în ele, le punea la scuturat, dușea apa afară,
și era gata, jacuzzi, licada, apa cu compresor, cu parfum, cu petali, cu lumânări, cu uleiuri aromate. Dar, dacă noi nu avem logica, automat ne irităm. Mereu spunem, băi, murim de foame. Nu murim de foame. Tone de mâncare se aruncă, stau frigiderile pline și se strică cu tot felul de maioneze și de borcane făcute și mucegăiesc prin cămară și te duci și le arunci primăvara la tomberon sau nici măcar nu le dai de pomană la un sărac când bate la ușă. Pleacă că n-am ce-ți da. Ori, proverbul spune altfel, cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu îl împrumută. Tu n-ai treabă. Dă-i acolo o jumătate de pâine, dă-i două felii, fă-i un pachet, cum se spune, un sandwich. Bă, asta pot să-ți dau, n-am bani, sunt sărac și eu merg sănătos. Dar mai bine aruncăm. La țară e ușor, că mai duci în lăturea, la porci acolo și dai la animale. Dar la oraș, arunci, duci la tomberon. Și alții înnăcăjiți, flămânzi, rupți în două, se duc și caută în tomberon. Asta pentru că e dragostea între oameni. Un alt lucru care nu vrem să-l înțelegem, vedeți, ne-am învățat întotdeauna, și asta condamn tot timpul, dar nu condamn cu răutate, ci ca neînțelegere. Spune, zice, vai, dar ce fac dacă n-am un serviciu? Dar ce-a făcut toată lumea care n-avea servici? Pentru că blocul, industria, orașul, salarul, cartea de muncă, sunt niște invenții de 50 de ani încoace, nu sunt prea vechi. Dar până atunci lumea a avut sacul cu făină după ușă, au avut oul în cuibar, au avut porcul sau vaca în coteț, au trăit, au mâncat, au mai vândut ceva, au mai luat 5 lei și au luat-o în călțare, au mai vândut 5 lei, femeia au cumpărat bumbac și au tras în urzătoare și au făcut haine la copii, acum totul e de-a gata. Și, până la urmă, care e diferența între boierul îmbrăcat de la firma Armani și care e diferența între țăranul îmbrăcat cu o salopetă în momentul când ai închis ochii înaintea Dumnezeu faptele? Nu spune moartea, bă, ăsta Armani, dă-l pe dreapta la rai, nu. Și cu Armani și fără Armani poți să mergi în iad. Simplu. Așa că aș vrea să înțelegeți că Maica Domnului este singura luminătoare a oamenilor, ocrotitoarea noastră, pentru că și-a permis să-și asume această ascultare în fața lui Dumnezeu, să zămislească în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, și avem praznicul bunei vestiri când îngerul îi vestește din cer, bucură-te, Marie, căci Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, de ce? Că e modelul nostru absolut și a femeilor în general, a mamelor în general, a fetelor în general, a copilelor în general, pentru că ea a trecut prin toate stările astea, ca noi să înțelegem ce înseamnă evlavia, credința, smerenia, bună cuvință, așa căutați spre smerenia roabei sale. Ei, când te uiți azi la o femeie de asta fițoasă, care e numai aere și numai parfumuri și numai figuri și numai vorbește din vârful limbii, nu e simbolul Maicii Domnului, trebuie să fii omenos. Dacă ești omenos și ești cum se cade, Dumnezeu te iubește oricum. Dacă ești orgolios și ambițios și răzbunător, degeaba ridici ochii la cer. Mereu vă aduc aminte să nu ne lăsăm înșelați de acea expresie pe care o rostim tot timpul în rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum noi nu iertăm greșiților noștri. Deci ați înțeles ce am vrut să spun. Deci noi vrem iertare de la Dumnezeu, dar noi nu putem ierta niciodată. Și dacă nu putem ierta niciodată, nici nu vom primi iertare. Chiar la Evanghelia de dimineață s-a citit la liturghie, când stați de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Căci dacă și voi veți ierta seminilor voștri și Tatăl vostru va ierta păcatele voastre. Dacă voi nu veți ierta celor ce au greșit, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă. Ei, rolul Maicii Domnului, spune Filoteu Zervacos, un mare călugăr grec trăitor, un fel de Paisia Ghioritu, un fel de Sfântul Porfiriu, un fel de Iacov Salichi, un fel de Arsenie Capadocianu, un mare îmbunătățit, un fel de Iosif Vatopedinu și alți mari greci, evlavioș, spune că o vede pe Maica Domnului stând în genunchi, așa îi se arată în vedenie, că nu s-a dus el în cer să vadă ce e acolo și o permis să intre cum vrea el. O vede pe Maica Domnului stând în genunchi și spunând, fiule, iartă-i că nu știu ce fac. Și de fiecare dată fiul spune la fel, îi iert, mamă, că și atunci când m-au răstignit, la fel făceau, nu știu ce fac.
și iarăși intervine, și iarăși intervine, și iarăși intervine, și iarăși intervine, dar intervine până într-o zi, când am depășit măsura bunului simț. Când am depășit măsura umanității și ne-am clasat sub demnitatea umană. Când am depășit măsura răbdării lui Dumnezeu și ne-am clasat sub demnitatea hulitorilor obișnuiți și trecem la hulitori înfocați, atunci, spune în Paraclisul Maicii Domnului, mute să fie buzele cele păgâne, nu știm ce înseamnă forma muțeniei, poți fi tăcere, poți fi muțenie, poți fi boală, poți fi moarte, care nu se închină cinstite icoanei tale, zugrăvită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ceea ce se cheamă povățuitoare. Pentru că ea este și îndemnătoarea noastră a oamenilor la tot lucru bun, la toată rugăciunea, la toată evlavia, la toată modestia, la toată curăția. Închipuiți-vă că au fost oameni prin pușcării care au trăit cu un sfert de pâine și cu un pahar de apă și n-au murit. Iar noi, cu 7 feluri de mâncare, urlăm tot timpul că murim de foame. Alt lucru care trebuie să-l țineți minte, noi ne tratăm din plin, vedeți, farmacii întregi, vitamine de tot felul, complexe de tot felul, uleiuri de tot felul, injecții de tot felul, medicamente de tot felul. Dar în Paraclisul Maicii Domnului, Maica Domnului spune așa la una din stihuri, ca să ascultăm noi, spune în Paraclis: pentru păcatele mele cele multe se bolnăvește trupul meu și pătimește sufletul. Sau: curățește-mă, Mântuitorule, și din stricăciune scoate-mă. Deci avem nevoie de acea lucrare a curățirii în care să putem să spunem și noi, cum a spus Maica Domnului Îngerului: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Adică să știm și noi să spunem un iartă-mă, să știm să mărturisim un păcat, să ne dezlegăm un păcat și să încercăm să ne împăcăm cu Dumnezeu pe principiu tot din Paraclis, că mult poate rugăciunea Maicii la îmblânzirea stăpânului. Deci dacă în funcția pământească intervii către cineva mai mare, prin rudă, frate, soră, văr, prieten, cunoscut, mamă, tată, și spui: Domnule, hai, ajută-l și pe ăla, cu te-mă rugaș, bine mai să vină să mă caute că-l ajut. Cu atât mai mult, Maica Domnului face acest efort pentru noi de fiecare dată și intervine la Fiul Său ca acest pământ pe care noi l-am transformat într-o ghenă imensă de ură, răutate, gunoi, mizerii, poluare și toate nenorocirile, să-l mai lase așa sub formă de rai, să răsară primăvara iarba, să înflorească pomii, să se curăță apele, să se curăță izvoarele, să curăță văile, să crească iarba. Deci, ca noi să ne putem bucura. Dar dacă noi continuăm să fim încăpățânați, să țineți minte, n-are nicio treabă și o băgați bine la cap, eu nu vă spun cu răutate, dar o spun tot timpul ca să mă oftic dușmanii, ca să spun așa, nu vă bazați așteptându-l pe 666. Că nu o să vină dracu cu ștampilă, cu 3 de 6 să ți-o pună în frunte, nici peste 10.000 de ani. Ștampila ți-o pui tu singur. De câte ori ai draci în tine și urăști, ai un șas în frunte. De câte ori ești un desfrânat și un dezmățat, ai un șas în frunte. De câte ori hulești și batjocorești legea lui Dumnezeu și morala socială și creștină și obișnuită dintre oameni, ai un șas în frunte. Deci nu trebuie să vină dracu să te ștampileze. Tu te ștampilezi singur. Și atunci trebuie să ținem cont că sfârșitul lumii nu-l va aduce Dumnezeu. Oamenii vor aduce sfârșitul lumii prin răutățile lor. Dacă explodează o bombă nucleară sau un arsenal nuclear, pământul devine o imensă groapă de cenușă, de morți și de oase, dar el tot în atmosferă se învârte și peste el tot o să vină soare și stele și lună și tot ce vreți. Dacă se declanșează o nenorocire, o foamete, o holeră, sau uite cum a fost acum panorama asta de COVID, care vedeți câte urgii o stârnit pe toată planeta și cât o împacientat toată suflarea. Și dacă nu-l vedem și ne temem de el, dar dacă l-am mai vedea pe dracu, ce-am face? Deci trebuie să avem grijă să nu ne facem noi singuri sfârșitul. De zilnic auzi că a murit ăla. Continuând accelerarea morții prin tot felul de metode tehnologice, mecanico-fizice, chimice, nucleare, biologice, izotopice, care vrem noi, electronice,
Noi nu facem altceva decât să curățăm planeta de oameni. Și la urmă să presupunem că o să rămână pe planetă 10 cei mai perfecți sau 100 sau 1000, care și aia îmbătrânind trebuie să moară și în cele din urmă noi am adus sfârșitul lumii. Și sfârșitul lumii vine foarte simplu dacă oamenii au grijă de familie și cresc copiii, lumea se perpetuează. Dacă oamenii iubesc mai mult plăcerea și dezmățul, cum ați văzut acum noile legi moderne cu bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, ca nu mai ai cum să faci copii și atunci sigur se termină și planeta. Deci noi să căutăm la sfârșitul creat din noi, nu de Dumnezeu. Noi să punem accent pe sfârșitul care îl putem noi aduce lumii. Am distrus liniștea, am distrus natura, am bărberit munții, am distrus apele, am poluat toate mările, am săpat toate minereurile, am găurit pământul ăsta ca șobolan în roata cu cașcaval și vrem să nu murim. Ba, vom muri prin propria noastră cultură tehnologică. Tehnologia avansează până depășește mintea omenească, iar când depășește mintea omenească, se întoarce împotriva ei ca un bumerang. Tu m-ai creat, eu te distrug. Nu știi să mă stăpânești, mori. Și cu asta am adus sfârșitul lumii. Dar poate, rugându-ne cu acoperământul Maicii Domnului și fiind puțin atenți, ieșind din bezna minții, că noi stăm mult în întuneric, noi ne-am aprins neoane și lampioane și becuri, dar în capul nostru e mai întuneric ca în beci când nu-i lumină. Ieșind din bezna minții, ieșind din bezna vieții, când mergem cu capul necat într-o direcție fără să mai gândim altfel, și ieșind din bezna necunoașterii, și ieșind din bezna nepriceperii, și ieșind din bezna prostiei personale, că fiecare vrem, nu vrem, putem fi noi de la doctori în sus și în jos până la academicieni, toți avem și un cumul de neputință care îl cărăm după noi, știu din noi. N-ai să-i spui tu ca academician la unul că ești îngust la minte. Faptele tale demonstrează în timp lucrul ăsta. Dar noi ne luptăm cu neputințele astea și dacă neputințele astea nu le putem scoate la lumină și nu putem să ne luminăm, să primim cele trei daruri ale Duhului Sfânt. Înțelepciunea, priceperea, discernerea și cunoașterea. Discernerea aduce cunoașterea. Noi ne pierdem singuri, ca drept dovadă, că la ora actuală toată știința stă îngenunchiată de un virusuleț nevăzut, care trece printre oameni și îi secer așa cum omori pui de găină când dă holera toamna. Nu mai vezi mai chică câte unul și băi, mai bine îl tăiam. Aici n-ai tăia, că aici mor singur, merg la morgă. Deci, să ne punem genunchii la rugăciune, să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru întocmirea bună a văzduhurilor, să fie o leacă de ploaie, să fie o leacă de vreme caldă, să nu ningă vara, să nu plouă iarna, să nu fie vara 60 de grade, să nu fie iarna 40 de grade. Și dacă ne rugăm, Dumnezeu poate să îngăduie să mai existăm, dacă merităm. Dacă nu merităm, mila Domnului să fie. Deci, cu rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, și ale tuturor sfinților Tăi și ale oștirilor cerești, miluiește-ne și ne păzește pe noi. Amin.